Ce suprafață are parcul și pe ce teren a fost amenajat? Parcul, noul parc din sectorul 6 are o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați. A fost amenajat pe o fostă autobază a unor societăți de salubrizare. Cu alte cuvinte, am făcut reconversia unui teren semi-industrial în spațiu verde și discutăm despre plantări. Avem peste 540 de arbori plantați, peste 3.000 de arbuști plantați, deci plante perene, gazon, sisteme de irigații, alei, spații pentru recreere, pentru șahiști, pentru copii, terenuri de mini-fotbal, spații pentru practicarea fitness-ului în aer liber, o fântână arteziană unde să ne bucurăm pe timp canicular și, bineînțeles, cijmele și multe alte puncte de atracție pentru București. Cum ați intrat în posesia terenului? Era terenul primăriei sau l-ați achiziționat? Da, era terenul primăriei Capitalei. Am solicitat preluarea acestui teren în administrarea primăriei sector 6 pentru a face această reconversie din teren industrial în teren în spațiu verde. Cât a costat amenajarea parcului? Asta nu pot să vă spun, o să vă dăm informația exactă pentru că nu dețin în acest moment această informație, dar vreau să vă spun că cel mai important pentru noi, pentru bucureșteni, pentru sectorul 6, este că am reușit să aducem alături de cetățeni un nou parc, un nou spațiu verde. Când va fi deschis? Eu sper că în maxim 2 săptămâni să-l putem inaugura. O să vă invităm, în momentul de față căutăm un nume, poate ne ajutați dumneavoastră.